Salutare, best, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, iară, din nou ne-a chemat anormal la sediu. Mare sediu ăsta. Nu știu ce vrea să ne zică, frate. Are niște planuri cu noi pe viitor, care chiar nu, trebuie și respectate. Nu, dacă tot ne-am angajat în această firmă de pază și protecție. Salutare, salutare. Salut, salut, colegul. Salut, colegul. Salut, colegul. Șeful? Din spate. Din spate, pe acolo. Voi cred că a venit și el. Ha, să așteptăm să vedem ce zice. Serios. Da. Colegul, dă și mie o veste că dacă ai pe la tine. N-am colegul, nu mai am. Asta e singura dată de așa. Ia liniște. Șeful? Da. Ce facem? Ca și stăm după tine. A, după mine stăteți? Da. Da. Am o durere de cap în dimineața asta. Așa, hai să vă zic, băieți, care e problema. Ideea este că avem foarte multe mașini în flotă și am început să dau banii pe motorine, că voi vă plimbați de colo-colo cu ele și contracte nu prea avem, încercăm și noi să supraviețuim și banii pe motorină nu prea ne mai ajung. Și am un plan așa, dacă ne băgăm într-un fel, dar nu trebuie să știe nimeni decât noi. Am văzut că s-a făcut o rafinerie mare acolo, pe la jumătatea orașului, și aș vrea să mergem cu toți și să împrumutăm niște motorină de acolo, dar ne trebuie două mașini de la aia de pentru că credeți că putem să rezolvăm cumva. Da, lucrez acolo. Trebuie să pară într-un fel că sunt ale noastre, că dacă cumva ne oprește cea pe drum, am eu actele pregătite, le dăm și zicem că este ale noastră marfa, da? Da. Am și o legitimație aici falsă în buzunare de la cătorier. Putem porni? Eu zic că da, haide că hai. Haideți, vă luați după mine că știu eu am... Adică șeful, ce mașină ai să șeful? Trebuie să o luăm pe aici, uitați, veniți după mine, haideți. Hai că punem aici pe GPS. Te arca cu mine. Mă duc eu? Da, eu luat-o înainte, eu nu știu. Măi... Încă știi că asta e ilegală, nu? Ce e? Ce scrie fără cu ce facem noi acum? Asta e? Mă, asta e, hai să punem becurile. Becurile. Păi după ce am luat eu mașina asta, nu? Putem să ne aflui cu asta la treaba. Mă, dar oare dacă împrumutăm câțiva litri de acolo pentru mașinile noastre, ce-a fi? Nu știu, da, ori... Nu. Ha? Da, știu eu și da. Benzina cu gheată n-avem de unde să luăm, că costă foarte mult. Păi aia știu. Păi oricum nu lucrez acolo la... Ca și petrolier, știi? A, lucrătești. Eu lucrez acolo, mă. Și îți dai seama că n-am permis să mă duc. Da, acolo am prieteni ca de... Ce volan are asta? Da. Vezi că ăla din față să cam clatine în stânga, dreapta. Da, nu știu ce face. Sper să nu vină poliția. Oricum avem acte, avem tot, avem acte tot. La mașină avem actele curate la mașinile de ce le vezi. Pe bine, el a vorbit atunci pentru protecție una altă, dar nu pentru ce facem noi, ne. N-am mai făcut asta din rusă. Să nu-i dea la din față. Colegul din față de Valușac, să nu-i dea tate că fuge. Tate, tate, mai zic pe căscuță, că poate aude. Ia, pe ăștia, mă. Cu tirul, cu una alta. Nebunia la pe ăștia. Aolea, mă trec ochii, colegul ăsta, că nu vorbim. Poftim? Nu văd bine, colegul. Ștergi ochelarii. Nu, că n-am ochelari, colegul, am lăsine de alea acasă, la cortul albastru. Bă, dar pe unde e colegul? Unde e șeful, mă? Mai trebuie să-l puțin, că așa ești pe colegul. Mergi puțin pe dreapta. Da, stați-mi pe dreapta. Mi s-a comunicat prin căscuța. Ca să ne așteptăm și pe colegul. Colegul acolo, de puțin mai în față. Puțin mai în față, te rog. Ce s-a întâmplat, mă, cu șeful, mă? Așa. De puțin mai față că poate să ne oprească poliția că ne întrerupem.
Colegii pe căscuță putem să dăm aici, mai spate, parcare, da. Băi, pe căscuță, colegii, uite, părește, părește că vine și el, părește, 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 Bă, dar fazele astea lungi trebuie să, le pornesc, mă. Ce face ăla, mă? Bă, ce face mă ăla, mă? Bă, da. Și tirul ăsta. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, hai! Doamne, de lăsa și să așa. Lasă ne așa. Și ca n-ar trebui ca fi colegul, ai ajut așa ceva? Da, că eu... Fiate, fiate, fiate! Mamă, îl duce, îl duce! Mamă, îl găsag, n-am făcut mă pe ochi. Lăcă stagnă, colegul. Am văzut în oglindă, dar ăla e așa de deștept sau ce pula mea are? Nu știu, dar dacă ar veni... Te lasă cu bucă TV, colegul, că te-a venit. Ia la ce stern asta, stângă, dreapta, e greu. M-a zis cu mamă, colegul, ce ne-a trebuit de aia cu benzină, ce e? Pe una de aer bună. Dacă noi luăm direct de la sursă, dacă știi ce zic. De la mama noastră. Asta, că am învățat eu să fac dacă acolo lucrez. Du-te, băi! Eu mă duc, dar șeful nu zise că să nu mă duc. E. Am uitat pe asta din față, m-am... Asta e mai mult de 200, nu prind oricum. Asta nu, prin 285 maxim. Mamă, de ce are ăla, mă? Ce claxonează așa? Nu știu. Aici e normal la dreapta, a? Da, da, da. La dreapta, după mergi în față, vine, mă uite, vezi, e drumul, gata, făcut. Dar tu conduci mașina asta sau? Tu o conduc. Eu? Băi, aud poliție. Da, nu vreau. Nu mă, zic că ăsta, că ce stană conduc eu, dracu. A, da, da, am conduc eu. Parcă aud poliție, mă. Hai să ne mișcăm repede, să nu ne vadă careva. Mamă! Ușor, ușor, că se răsa n-am uitat să zic. Aici trebuie să dau mai încet un pic. Mamă, ce mă gândi să suchit. Păi și ce facem cu asta? Le conduci tu, nu? Da, da, da. Opriți puțin circulația, ca să nu facem carambă ceva pe aici. Colegul, așa. Te-ai pui tu la volan. Hai cu mine în spate. Gata. Mam! M-a dus ăla pe tot. Ia tu prima, n-am înțeles. Bun. Hai, bro, hai! Da, da, haideți, mergeți. Acea idee e bună să stai și la mijloc, eu cu duba și să vină celălalt coleg în spate. Hai că nu prea mai am motorină. Bine, am, dar n-am. Transportăm petrol, dar n-avem motorină. Cel mai bine. Mamei, ce se duce asta, nu? Au, fii atent. Dar m-am întrebat pe seara, pe așa, pe așa, pe așa. Ne asigurăm, dracu. Asta merge tare, colegul. Și una, două... Mergem, le dăm repede. N-ai niciun stres. Nu mai se combină nimic. Bine, se combină petrolul, nu... Bun. Colegi, vezi că asta fac bum. Paftim, colegul? Vezi? Alo, recepție. Nu, ce recepție, vezi că ăștia din spate cam vor să dea în noi. Dar asta cam fac bum. Bum, bum, de alea, ăștia artificii. Artificii... Bă, dar oare cât prinde asta, mă, maxim? 100... Hai că prinde 100, dacă e. Mă, scuros că banii o să ne deie pentru acest... Nu, no, mini transport. Bă, tot am zis, hai să... am zis că trebuie oameni, bă, facem un transport de armă în alta.
sau ei și ei au zis, dar nu, nu prea m-au, m-a încântat, să zic așa, deoarece pur și simplu s-au făcut, am mai făcut chestii de genul cu transport de droguri în altă și acum cu petrolul, cu petrolul, petrolul e mai scump, știi? Și la în caz de ceva, una, două, țac, pac, te-ai dus, le-ai combinat, tot vinzi. Bine, că ăsta e altfel de petrol mai mult, nu e de la care n-am. Cam așa arată interiorul, guys. Apropo, vă aștept pe serverul Manta, pe România Roleplay, 4-9, nu ne trebuie. Haide. Apropo și, na, dacă vrei o protecție, una alta, dacă vreau protecție în alta, te aștept pe ăsta. Dă-i în dreapta, colegul. Mă, e ce greu. Te aștept cu un contract, nu? Aici până tanti Marioara să iau o parte din acte, că am uitat să le iau, boss. Da, da, bine. Am luat o gogoașă de mâncat, că mi-e foame. Bă, eu am aici mașină, că nu ai un... Dacă aveți voie de benzină, să băgați la benzinării de aici. Gogoașa de acolo. Acum avem benzină pentru tot timpul. Ia vino, ca vino, ca poate au pe aici. Dacă am revenit și noi... Am revenit. Nu, mă. Păi, ești pe benzină. Aura, mie mi s-a stricat. Tu ai gogoașă, colegul? Mă, ce? S-a stricat. Stai că te ajut. Da, doamne, costă bani. Dar nu acum. E de magie. Nu acum. S-a stricat ceva, va trebui să repar pe viitor. Ma unde șef? Da, da, hai că am luat alea, hai să mergem. Da, 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 hai, da. Hai, hai. Deci la, la parcare sus, da? Da, da. Vreau după tine, șef. A, să încărcăm. A, mă, stai că după să urc. Stai că trebuie să urc și eu. Gata. Ma, no, hai, merg în față. Mai mult decât lumea asta... Ei, cu ce s-a dus, cu ce viteză a plecat amân? A, păi vreau până întorci tu, mă, zici că nu întorc cu cisternă, zici că întorc cu avionul, dracu. Hai, mă. Avenim până două. Colo cu bauz? Da, te aud. Merge să le încărcăm, că a zis șeful pe transport, că am uitat să le încărcăm. Da, mă, de cum să nu fie încărcată, mă, cum poți să zici așa prostie? Nu știu, șeful a zis. Da, de mă, dar că nu sunt încărcată. Păi știu, asta i-am zis eu, dar nu. Am să stai niște că sunt încărcate full. Unde vrei să mai bag? Șeful, dar vezi că astea sunt încărcate. A, sunt încărcate. Da, păi așa l-am și luat, încărcate, gata. Am înțeles, bine. Hai că încerc să dau încet. El ia transport, dar... Mamă, hai... Ioi. Pune, ne punem pe avarie, dracu. Pune-te, bă, pe avarie. Că mergi, abia te duci. Mamă, abia de să ducem mașina asta, băi, ești nebun. Băi, primul transport făcut cu petrol. Deci așa îți dai seama, e transport ilegal de nu legal. Bine că după, probabil, după asta, dacă ne vede poliția, poți fi încăutați, da? Sta acord. Nu e o problemă. Dar măcar dacă ar ține mai departe de mine, ar fi perfect. Mamă, ei, bea de văd ceva, geamurile sparte.
Haide mă, hai. Dă-i tată, dă-i când ești la trei ani, mă, dă-i. Hai, cum să zic numele, mă? Elen. Hai, Elen. Hai, bro, hai. Mă rog, bro, femeie. O, bă, nebunule. Colegul ține mai departe, trag ceva în farurile tale. O distanță de minim 2 metri. Știe el de ce. Mami, până ajunge cu asta e târziu, e sara. Nu e o problemă, ne descurcăm. Aici cu electricitate, bă, poate ne facem pe electrician mai încolo, mă. Aia e cu apă, cu de alea. E fain. Hai, de aici mergem, o luăm repede la dreapta. Cred că la dreapta sau... Da, nu la dreapta, mai un pic, mai... Ha. Așa, așa, așa. Merem, merem, du-te, tata, du-te, hai. Știu că poți. Ești cam bătrână, dar... Noi bai, te-am reparat-o destul. Băi, atâta de cât am lucrat acolo, la cap petrolier, atât am reparat-o bine, că munceau murile, se mai întâmplă. Du-te mă, că la jupale se duce. Vezi că asta calcă, nu știi tu ce. Haide, 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 tati, hai, băi, nebunule. Vine să mă uit cu... Ia, crembuște. Care vreți? Bine, cred că avea ceva între picioare ăla, dar... Ok. Șeful cu 6-6 nu te descocea? De asta, 4-4. Unde a dispărut? Noi merg, ne continuăm drumul. Hai, hai! Mame! Mă scuzați, colegi. Șeful, plătești! Te scuzi. Colegul pe căscuță mai în spate un pic, că... E greu. Mame, ce facem aici? Du-te, tata, du-te, hai! Nici ceas, nimic nu se mai vede pe aici. Bine că încă n-am avut probleme cu poliția, încă. Moment de reculegere pentru petrol. Mult palet. Nimeni nimic. Ioi, Dumnezeule, dar crezi să controlează asta, nu? Sper să nu zic că șeful că a dispărut două cisterne. De petrol. Dar nu, nu șeful ăsta, da, de la petrol, frate. Primarul, când pe acolo, că na, el e cu petrolul în altă, știi? Dar să mă gândesc că vede că, opa, a dispărut petrol unde? Să e, azi că știu eu pe domnul Happy. Că mi-i place un pic cu petrolul. Cred că am ajuns. Cred. Unde? Băi, sus? Băgați-le de acolo. Unde? În față, în față, în față. Fata, drept. Una stânga și una dreapta. Acolo. Nu. Dar nu-mi cape. Mama. Auzi, colegul? Ha? Lasă-o pe asta aici să nu vadă nimeni. Să fac acte doar pe una, dacă mă înțelegi. Nu, bun. Lasă-o aici, colegul, pune-o sus pe asta, ca să vadă lumea că ne-am luat, să facem actele doar pe una. A, facem combinații, da? Păi și noi câți bani cu luăm? Vreau parte la această combinație. Vreau să vină unul câte unul la mine să-i dau câte ceva. Bun, bun, du-te. Vă dau hai. Și salariul pe luna asta, că de se mai întâmplă, stați așa. Bine, băieți. Aici se va termina acest episod. Dacă v-a plăcut,
Mai bine că doresc să apăsați pe butonul de like, subscribe. Eu v-am lăsat, am happy, pa, pa.